Am făcut 30 de ani, da, anul trecut. Mulți înainte, mă, n-arăți. Prima casetă cumpărată. Man. Amen. Man or war. Băi, viitorul e în prezent și în viitor. Și e Papa Udef. Are 80% din muzică instrumentală. Spontaneitatea și sinceritatea sunt cheile cu care poți ajunge la public. Nu prea aveam la ce trupe românești mai pe scandal oarecum să mergem. Deci fii atent. Am făcut 30 de ani. Ascultă combinația asta. Spate de ureche. De la electronic sau two-step, mereu de cuspe. Muzică bună să expandeze mințile înguste. Indie sau rock, poți să asculti alternativ. Printre tobe, bași, voci, pozitiv și negativ. Un sound fine, ceva nou pe timeline. De refresh, nu-s feed-ului tău, ăsta-i alt hype. Navighează ca un matelon, vine prin port. Ne vedem pe net, stai geană pe electro. Cord. Hello, Mickey. Hello, domnule. Ce piesă ai ascultat săptămâna asta? Ce piesă n-am ascultat săptămâna asta? Ok. Ce piesă nu ai ascultat săptămâna asta? Băi, ascult destul de mult ambient în ultima vreme. Știu că poate sună un pic... pentru că muzica pe care o fac de obicei are destul de multe... Ca să nu zic... Mă rog. Nu să zici cu aia că sunt pe internet. Și da, chill de ăsta, un pic mai pe chileanu. Mai pe Celeanu. Da. Vreun artist aparte anume? Biosphere. Încă l-ascult la modul curent. Bine, Aphex Twin e la ordinea zile. Și chestii de genul ăsta pentru că, na, iarna de obicei ascult zona asta de muzică un pic mai Celeanu. Uh-huh. Ce album avea sens atunci și nu mai are sens acum? Man. Amen. Man or war. Stand up and fuck. Băi, așa sunt multe albume. Perfect. Care aveau sens atunci și acum nu. Băi, ok, muzica poate fi privită din mai multe unghiuri, din punctul meu de vedere. Unghiul popularității este o chestie care este un unghi valabil, clar. Pentru că dacă o piesă nu prinde, atunci nu este ascultată. Dar cred că cel mai simplu, totuși, și cel mai fair ar fi să privim muzica ca virgulă fiind o chestie care nu depinde neapărat de popularitatea de moment, ci de o popularitate, să zicem, care rezistă în timp. Se propagă în timp. Adică și rămâne în timp acolo. Pentru că există foarte multă muzică populară în momentul ăsta, care peste un anumit număr de ani își pierde din popularitate, exact. Ion Doronescu, toți bine. Uite, Orbital, un exemplu foarte bun. Man, Orbital, când au apărut, din punctul meu de vedere, erau zei. Mesia pe pământ, asta. Adică a fost, dar în același Phil Hartnell, timp... frații Hartnell. Da, dar în același timp, dorința artiștilor de a se reinventa și de a-și tuninga, să zicem, muzica, virgulă, ca să prindă sau ca să fie populară pentru un anumit public contemporan. Da. Este normală. Și evident că nu poți să rămâi stuck in time și să faci practic aceleași chestii pe care le făceai acum 30 de ani. Dar în același timp, culmea, multe din chestiile pe care le făceai acum 30 de ani sau le făceam acum 30 de ani, consta cu surprindere că sună fresh pentru multe urechi. Acum. Ăsta e cuvântul care mi-a ajuns la urechi. Sună fresh pentru multe urechi. Următoarea piesă, următorul album. Și am zis, hopa, stai mă un pic. Sună fresh chestia asta, adică vă sună fresh chestia asta? Asta nu înseamnă acum că neapărat mă voi întoarce în timp. Dar nu, viitorul... Elemente. Aveam o piesă, viitorul e în trecut. În trecut. Știi? Păi, viitorul e în prezent și în viitor. Ok. Dacă vei scoate un album nou în curând, va fi cu multe elemente de atunci sau te... Adică mă gândesc acum ce e pe hype. Hype-ul nou e de breakbeat, de two-step, de garage. Dacă asculti, e foarte... Nu-mi vine să cred că după 30 de ani se propagă din nou jungle-ul și e mișto, e un sentiment mișto, dar cu un vibe fresh. Păi e normal să fie asta fresh, pentru că puștii privesc zona asta de muzică, se raportează la ea și o preiau
și o adaptează, evident, vremurilor actuale. Și apar tot felul de stiluri de derivate din chestia asta, care sunt foarte fresh din punctul meu de vedere și sunt foarte mișto. Adică, ce încercam eu să mă luc de la tine era să ne întreb cumva dacă scoți un album nou. Asta da, băi, mersi, m-am dus eu așa, nu știu. Știi, uite, ideea asta și de album, de fapt, ideea de album în sine, nu că nu îmi surde, dar de la o vreme mi se pare că zona asta de album, știi, conceptul de album, este așa un pic difuz. Un single. Pentru că lumea în viteza asta în care se mișcă tot, nu prea mai are foarte multă răbdare câteodată să asculte un album de la A la Z. Nu mai ascultă, e pe schimb. Știi ce zic? Da. Asta e ideea. Și de aceea cred că pentru noi cel mai bine ar fi să scoatem piese de sine stătătoare. Și la un moment dat, când ele se strâng, ce bine, le scoatem pe un album. Mulțumim foarte mult, de-abia aștept. Asta nu înseamnă că vor fi strict numai piese cu voce, de exemplu. Vor fi și piese instrumentale. De ce? Pentru că și Papa Udef are 80% din muzică instrumentală. Corect. Asta poate lumea nu știe. Sau piese de altă factură. De ce? Pentru că albumul îți permite să faci chestia asta. Îți permite ca pe album să pui și piese pe care le ascultă o mică parte din fanii tăi, adică nu toată lumea. Până la urmă e produsul tău, îl faci finit și îl faci tu cum vrei tu. Evident. De, pentru tine, în primul rând. Din cauza asta, albumul, cred că mi-ar părea rău să dispară formatul ăsta, pentru că, ok, e nevoie și de piese cu voci, e nevoie și de piese instrumentale, e nevoie de diversitate totuși ca să fie un album complet de muzică electronică, am după părerea mea, știi? Club sau festival, Michi? Bă, o să fiu diplomat. Și club și festival. Deci ce să zic, clubul, noi am intrat în club pentru prima dată, n-am intrat în festival pentru prima Corect. Dată. Club A, Martin, da, vorba aia. Și în momentul ăla te formezi ca artist și ca virgulă compozitor în cazul meu, altfel. De ce? Pentru că în momentul în care ești în club și ai făcut o piesă cu o seară înainte, nu știe nici, nimeni nu știe, nici măcar colegul de trupă. Și vii cu ea, gata, tată, fii atent aici. Înțelegi? Ăla e un moment care, cum să spun, în momentul ăla e o chestie atât de spontană și de vie și de schimbul ăsta de muzică, reacția omului este atât de sincer și ură, încât și de imediat, încât te face ca a doua zi să o iei de la capăt să faci altă piesă. E un schimb de ăsta imediat, efectiv imediat. Sau dacă n-ai făcut o chestie bună, știi, bun. Deci nu mai dormi noaptea următoare, oricum nu dormi. Și te gândești, băi... 4 pachete de țigări, exact. Și văd să-mi bag picioarele. Stai un pic. Deci aici n-a fost bine pentru că am făcut chestia asta. Hai să schimb un pic și bagi discheta și te apuci să faci din nou. Și cânti. Do, re, mi, fa, sol. Și pentru cei mai tineri, și... discheta era o chestie. What the... It's a fridge magnet. Is it a CD player? I think it's one of them like name buttons. Is it a SIM card? Când acel do, re, mi, fa, sol, fără de care muzica nu există și vei face o piesă pentru vinerea următoare când ai din nou concert la Martin și bagi un sample de voce. Corect. Dobrică, hai încoa, să dai două vorbe. Pam, pam, și apeși clapa. Ia uite, mă, ce mișto, hai să dăm. Cum să spun, e o chestie din asta, deși e muzică electronică, spontaneitatea acestei întreprinderi este, din punctul meu de vedere, cheia unei piese și sinceritatea, de fapt. Spontaneitatea și sinceritatea sunt cheile cu care poți ajunge la public. La festival, lucrurile, din punctul meu de vedere, se mențin în aceeași notă, clar, numai că intri în zona asta de... se pierde un pic din feeling-ul, din intimitatea unui club. Corect. Acolo știi sigur, virgulă, că la club îți vine lumea ta. De ce? Pentru că a dat banii pe bilet și vin oamenii care știu piesele și este... Tu ești headlinerul, singurul masiv. Headliner și este... Da, adică lumea vine la tine. Clar. Și poți să cânti și alte piese, adică nu ești să, cum să spun eu, calat numai pe, o să zicem, piesele foarte cunoscute, care merg sigur și... Corect. Încep să mai umbli și la cutiuța adiacentă. De arhivă. Nu de arhivă. Noi, poate nu le știe lumea, mai bagi câte o chestie. Ai la sertar o piesă pe care vrea să o remodelezi acum? Sigur, ai. Băi, mai multe. Sunt mai multe, sunt da. Mai multe. Dar în același timp, am făcut 30 de ani, da, anul trecut. Mulți înainte, bă, n-arăți.
Îți mulțumesc. Așa, fii atent. Deci, fii atent. Am făcut 30 de ani. Ascultă combinația asta. Spate în ureche. Am făcut 30 de ani, da? Deși e papa ude. Și am scos de la naftalină piesele vechi, de ce? Hituri vechi, ca să le recântăm în un nou format, cu tobă, cu bas și chestii de genul ăsta, la 30 de ani de Șe Papa, de la Summerwell. Și cu ocazia acestei activități, am descoperit că majoritatea dischetelor pe care le aveam cu piesele respective... Wow! Erau flopiuri? Bineînțeles! Așa? Flopii discuri. Da, 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 da. Sunt ok. Nu s-au stricat? Nu. Băi, ești ne... Majoritatea. Am zis majoritatea. Oricum, e... Una din piesele pe care am... pierdut-o 90%. Ce se întâmplă? În momentul în care discheta nu e bună, ți-o încarcă de vreo 3 ori și îți dă disc error, dar în sclapă, în scula respectivă, sample-urile există, numai că au niște click-uri. Și am încercat să le mai editez un pic. Și, refurbished. Și piesa La Mare, de exemplu, da, care era, a fost primul nostru hit. La Mare! La Soare! Am reușit să o salvez. Gândește-te, practic am cântat la Summerwell. Și după ce ai făcut asta ai zis... Piesele vechi, La Mare, Iarba Verde de Acasă. Sunt niște piese și e paparude foarte vechi pe care le știu cei care veneau prin Martin. Și ulterior, cei care au mai cumpărat CD-ul cu noi și na. Asta e ideea. Totuși, partea asta de făcut muzică, pentru mine reprezintă, inclusiv acum când vorbim, reprezintă cea mai importantă activitate pe care o pot face în viața mea. Știi ce zic? Este cel mai important lucru, din punctul meu de vedere. Și sper ca concertele viitoare, știi, să fie pline de piese noi, exact așa cum e un concert și e paparul de adevărat, știi. Acum, în perioada asta, lucrez cu Cezar, cu Junkyard, la niște piese noi. Foarte bine. Și avem... Mulțumim că ne-ai spus și așteptam să ascultăm materialele noi. Chiar... Pentru că și astăzi, ghici ce, ne întâlnim cu Cezar să-l intervievăm și pe el. Și nu o să-i spunem că știm și lăsăm să... că zice... Ceva, mă, Cezărică, mă. Exact. Ia zi, mă. Bă, băiatule, bă, de ce nu? Ia zi, hai, vrei să mă tunzi, că am văzut că știi să tunzi bine la zero. Cam asta e, ca să zic așa, am intrat un pic și în zona asta de... Hai că mi-ai umectat ochii puțin, nu știu dacă ai observat. Când pot spune cu atâta pasiune, eram acolo, eu trăiam. Uf, trecem puțin mai departe. Mergem mai departe. Da, da, da. Ce artist te-a dezamăgit? Aveai o impresie despre el și ți s-a schimbat. Nu, n-am pe nimeni, toți au fost extraordinari. Hai să uite, în zona de muzică electronică cu care am intrat în backstage-uri de Prodigy, Prodigy, așa, Prodigy. Urmează formația vocal-instrument. Ai fost? Ai fost când au zis? Stai un pic. Moby. Moby. Dar să fie iertare, nu l-ați înjurat? Eu l-aș fi înjurat tot. La vremea respectivă, în 96 când a fost... A, nu, eu mă refeream la ălălalt. Eu vorbesc acum strict de oamenii pe care în anii 90, când vedeam, Feelings Are Real sau... Îți dai seama? Este, mă, mișto. Asta e, știi? Și faptul că niște oameni super ok... Sau Propellerhead, sau... Propellerhead. Adică erau niște oameni, veneau la Martin și asta, adică, cum să spun, niște oameni super, adică n-am avut dezamăgiri din astea umane cu niciunul. Am înțeles. The Shaman. Da, știu. Adică, ce bine, super ce tari, frate. Super tari. Adică, pe cine a dus Marica în web? Și erai pogai tu muzică? Bine, au mai venit frații Hardnor. Da, adică oamenii care fac muzică electronică și ce mișto că când te întâlnești cu ei, discuția câteodată se duce în zona asta de făcut muzică. Și începem să vorbim de scule, de tot felul. Ia zi-mă, și acolo cum ai făcut? Și, adică intri în zona asta, cum să spun eu, fără... Restul sunt cu alte combinații și aici vin băieții care vorbesc de niște chestii de genul ăsta, ating și subiectul ăsta.
Și a fost foarte interesant pentru mine, au fost foarte interesante discuțiile astea de backstage cumva, backstage referitor la crearea pieselor, știi? Nu gravitau strict în jurul sculelor, ci pur și simplu în jurul, cine n-a făcut muzică poate nu știe chestiile astea cumva, dar există un proces care se întâmplă atunci când faci o piesă, știi? Și e foarte frumos să înveți, chiar și de la... sau mai ales de la oameni care au făcut ceva. Care este concertul pe care le regrezi că n-ai ajuns? Băi, eu vreau să-l văd pe Aphex Twin. Este singurul artist pe care în momentul de față aș dori să-l văd în concert. Pe el aș dori să-l văd live. Okay. Adică rămân la... Deci GoFundMe pentru Mickey să-l trimitem la concert. Hai să zicem, da, tot, dar nu în zona asta de, în zona de dub aș mai merge, știi, adică am rămas la, dub-ul este o muzică, virgulă, care mă incită, nu, îmi place mult de tot, muzica, virgulă, care gravitează în jurul basului, este muzica cea mai plăcută urechilor mele, în zona asta m-aș mai... Okay. Duce. Prima casetă cumpărată. Aici e. Hai să zic o chestie. Din cauza faptului că eu, din familie, aveam la dispoziție toată muzica planetei, nu cumpăram casete originale cu alte formații pentru că nu aveam de ce. Deci ai ascultat doar din colecția proprie. Efectiv. Adică deci nu-ți aduce aminte să colecția proprie. Nu. Casete ca format nu am cumpărat. Ok. Ok. Bun. Nu am cumpărat niciodată. Primul CD. Primul CD pe care l-am cumpărat a fost imediat după anii 90 și a fost o trupă industrial. Eu vin din zona de metale, adică metală, muzică, hai să zicem și indie la un moment dat, dar zona Slayer, mai, ce spăceație? Slayer, da, Megadeth. Adică în zona asta și am dat niște băieți front to fortu. Știi? Bă, care îmi plăceau cum sunt, adică erau tot destul de un fel de metal pe clape. Știi? Frontul Fortu a fost, cred că, primul CD-ul pe care l-am luat după căderea comunismului. Lumea n-auzise de aici, adică era, cum să spun, era... Dar în momentul în care venea muzica, să zicem, da, puneam și acolo, Frontul Fortu, Frontul 242, vă rog, să-mi vină și mie discul ăsta, dacă nu vă supărați. Știi? Ce tare! Și, da, și mai făceam chestii de genul ăsta. Asta se întâmpla undeva prin 91-92, cam așa. 91, de fapt. Și primul concert la care ai fost tu vreodată și te-a marcat și ai zis, bă, cam asta aș vrea să fac. Asta e o întrebare, trebuie să fie trigărită cumva, adică sunt sigur că te-ai impulsionat. Băi, gândește-te că noi am 18 ani, aveam în 89. Da. Da, deci când ai fost la Revoluție. S-a dus, da. Chiar ai fost la Revoluție, am și poza cu tine. Da, da. Când practic am scăpat de nenorocirea aia și primul concert... Noi mergeam la concerte la Tănase, pe Calea Victoriei, unde ieșeau pancărele de alea grave, adică pe bune. Da? Da, fără niciun fel de discuție. Da. Adică ce ieșeau prin cluba sau asta, în zona asta, adică erau Pepsi-uri, credeți-mă pe cuvânt. Și gândește-te că astea erau într-un fel zona asta de fier pe fier pe care o haleam la perioada respectivă, știi? Și ce-a urmat după 90 încolo... A fost așa ca un fel de plimbare într-un parc din ăsta, știi? Floricele pe câmpii, hai să le adunăm copiii. Na. Nu prea aveam la ce trupe românești mai pe scandal oarecum să mergem. Cel puțin eu cu metalele și cu rock-ul. Ce să zic, timpul noi, da, dar ei erau cu alte combinații. Preferații lui. Noi cu timpul noi chiar am cântat în mai multe concerte în București anilor 90 și prezența noastră în concertele lor și asta ne-a ajutat foarte mult să ne... Ridicați, să vă știe lumea? Da, adică ne-a ajutat, da, mai ales în zona asta de petreceri de liceu, știi, un fel de baluri de boboci, cântam noi cu timpul noi, balul arhitecturii, chestii de genul ăsta, adică în zona aia eram cu ei mai ales. Arhitectura în continuare cred că e singurul bal din România, cel mai frumos bal din România. Păi, da, asta era, cum să spun. Aveam curajul ăsta într-un fel să îmi cânt piesele în tot felul de locuri, te învăța să și compui muzica și să o și adaptezi practic într-un fel mediului, da, știi? Da. A fost așa un fel de schimb de
informații pe care le aveam de la public în mod special, știi? A fost o perioadă destul de grea pentru că lumea nu prea înghițea zona asta de muzică în anii 90. Mm. Îți dai seama. Na. 30 de ani mai târziu. Îți dai seama. Up yours, man! Și cred că feeling-ul ăsta de, cum să spun eu, de insecuritate pe care îl ai în momentul în care te sui pe scenă, o insecuritate, nu știi ce se va întâmpla, dacă va merge sau nu ceva, este de fapt un feeling foarte ok. Te ține în viață. Da. Simți că trăiești în momentul ăla. Simți acel de frică, e o frică. Este de fapt cel care te face să fii, să performezi pe scenă și să-i dai, sau între patru pereți când faci o piesă, frica de să nu placă ce faci. E o chestie foarte, frică în ghilimele, îți dai seama. E stage fright, hai să luăm și așa odată. Nu, și... Nu, dar îți dai seama, când faci o piesă, de exemplu, îți pui practic... Întrebarea, cum o să... Nu, dar îți pui corazonul în ea, adică, corect. Na, știi, o faci, bam, bam, și vrei să placă. Na, ai așteptări, până la urmă, sau în primul. Și îți dai seama, e o chestie din asta, e mișto. E foarte mișto să faci muzică, din punctul meu de vedere. E cea mai mișto activitate care există. Voiam să-ți mulțumim foarte mult pentru interviu. Voiam să-ți arăt și o poză în același timp. O poză cu colecția pe care o am și am strâns-o, că am stat să o strâng toată noaptea. Că știam că o să mă întâlnesc cu tine. Oh, hai man. Tot am, ca să înțelegi. Bravo. Și... Dar știi că eu nu le-am pe toate. Păi știu, tocmai de aia o să ți le păstrez la mine. Nu. Le păstrez la mine, nu, că nu. Vii și le vezi când vrei. Să dau și poza. Stai un pic, deci... Sunt la loc de cinste toate. Scandal, Atac la persoane, Salvează-te. Ăsta l-am CD-ul, n-am casetă. Ăsta l-am CD-ul, n-am casetă. Ăsta l-am CD-ul, n-am casetă. Deci am toate. Tu vezi că ăsta e nou. Da, n-am văzut că nu l-ai luat. Păi nu. Păi nu l-ai ascultat? Zic cu muzica. Bun, perfect, asta e. Mulțumesc din suflet. A fost perfect.